Unii de frica virusului sau de teama amenzii, alții deloc. Așa au purtat constanțenii masca în ultimul an, de când s-a instalat starea de alertă la nivel național. Cei din urmă au riscat, iar cei mai mulți dintre ei au suportat și consecințele. Eu am purtat-o de teama virusului, dar probabil că și amenziile au fost un factor coercitiv. Cred că virusul totuși și numărul de îmbolnăviri foarte mari și decesele mi-au făcut să fie ceva mai prudenți. Nu neapărat de teama amenzii, și una și alta. Deci, important e și alta, că n-am muncit pentru un salariu minim și să plătesc atâția bani, nu-i convenabil. În perioada mai 2020 și mai 2021, polițiștii și jandarmii au aplicat aproximativ 35.000 de sancțiuni contravenționale. Se arată într-un document postat pe pagina Senatului, semnat în data de 16 iunie de ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode. Potrivit datelor oferite de autorități, doar pentru județul Constanța au fost date amenzi în valoare de 3 milioane de euro pentru nerespectarea restricțiilor anti-COVID. Cei care au respectat măsurile impuse de autorități sunt de acord cu sancțiunile care au fost aplicate. De asemenea, aceștia susțin faptul că legile nu trebuie încălcate pentru că doar așa putem scăpa de pandemie. Atenția mi s-a mai atras, că ești om și uiți, dar știi cum e, până te obișnuiești, când te-ai obișnuit, nu mai e nevoie să ți se atragă atenția, dar nu, așa în rest nu, n-am avut probleme. Și n-am fost niciodată amendat, nici măcar atenționat. Să le dea celor care nu respectă regulile. Legile sunt făcute să se respecte, nu să fie încălcate. La aceste sancțiuni se mai adaugă și altele, date între timp. Masca a devenit obligatorie în spațiile închise în timpul stării de urgență, la începutul anului trecut. Din noiembrie, regula a fost extinsă și pentru spațiile deschise, iar în mai 2021, măsura a fost înlăturată cu câteva excepții. De exemplu, în piețe și în stațiile de autobuz, aceasta trebuie în continuare purtată.